Șoseaua de centură care scoate traficul greu din Rădăuți va fi inaugurată vineri 20 noiembrie în prezența ministrului transporturilor Lucian Bode. Oficialii din teritoriu se laudă deja cu această lucrare. Practic, municipiul Rădăuți este încercuit de această centură și este un lucru extraordinar. Ne bucură faptul că firma care a realizat lucrările a ținut un ritm susținut și ne prinde sfârșitul de an cu centura finalizată, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Licitația pentru execuția șoselei de centură a municipiului Rădăuți a fost adjudecată în 2011 de firma omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. Constructorul nu s-a apucat de treabă până în 2018, spunând că nu a primit banii de la guvern. Practic, lucrarea a fost finalizată în doar 2 ani. Există totuși o problemă. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură susțin că firma constructoare a încasat doar 35% din valoarea proiectului. Ar fi de menționat că, deși șantierul este aproape finalizat, Compania Națională de Autostrăzi a plătit doar 35% din valoarea lucrărilor. Solicităm Companiei Naționale de Autostrăzi să efectueze toate plățile restante și împreună cu proprietarul rețelelor de utilități nerelocate să finalizeze toate procedurile de relocare, astfel încât să putem circula pe centura Rădăuți până la sfârșitul anului, transmit reprezentanții Asociației într-o postare pe Facebook. Pe de altă parte, un reprezentant al firmei constructoare i-a transmis ministrului Lucian Bode în luna iunie, când oficialul a verificat șantierul, că firma a încasat 50% din valoarea lucrărilor executate. Atunci, șoseaua era gata în proporție de aproximativ 70%. Probabil avem finanțarea asigurată integral. De aceea, dacă dumneavoastră reușiți să finalizați anul acesta, vă plătim integral progresul tot ceea ce faceți. Progresul financiar este undeva la 56%. Acum, progresul fizic este undeva la 27-28%. Perfect. Noi ne facem treaba, vă plătim la zi și vă plătim integral, fără nicio problemă, avem finanțarea asigurată. Dumneavoastră finalizați mai repede și vă veste foarte bine. Ruta ocolitoare a municipiului Rădăuți are 16 km și este sub forma unui cerc.